pentru a măsura presiunea hidrostatică, adică presiunea statică din interiorul unui lichid, se folosește manometrul cu lichid, numit și manometru diferențial. Se confecționează destul de simplu. Puteți lua, pentru a forma tubul U, piesa de bază a manometrului este un tub U. Pentru a forma acest tub U, aveți nevoie de doi cilindri. Eu am luat aici de la, uitați, acest pulverizator de geamuri care are toată lumea. Deci am tăiat două bucățele și le-am unit în partea de jos cu un furtunaș subțire. Trebuie să căutați un furtunaș care să intre pe aceste două tuburi. Mai puteți lua aceste două tuburi și de la corpurile unui pix, deci două pixuri. Se fixează pe un suport. Aici mai trebuia să punem o riglă, dar n-am avut o riglă atât de mică și atunci am făcut cu markerul liniuțele ca să avem gradațiile. Apoi am luat un vas în care am pus apă. Eu am și coloratul ca să se vadă mai bine. Am pus un colorant artificial și cu ajutorul unei seringi am tras lichidul. Voi puteți folosi numai apă sau puteți pune cerneală. Și, atenție când lucrați cu obiecte ascuțite, se pune apa colorată în tubul U. Atenție să nu prindă bule de aer. Priviți. Deci aici avem tubul U cu lichid colorat. Apoi, la una din ramurile libere, nu contează care, dreapta, stânga, se atașează un furtun. Hai să încercăm la asta, care, tot așa, de la o perfuzie, cred că a intrat destul de bine. Furtunul se atașează, numai puțin să vă arăt, furtunul se atașează la un flacon de plastic de medicamente și îl perforați aici într-o parte și atașați acest furtun, deci numai la una din ramurile libere. Și venim cu membrană elastică care puteți să o luați ori de la un balon, să tăiați o bucată dintr-un balon, sau mai puteți folosi și de la mănușă chirurgicală, tot așa tăiați o bucată, o întindeți, este foarte important să o întindeți foarte, foarte bine și apoi să o prindeți cu elastic de borcan. Aceasta se numește capsula manometrică. Deci, manometrul este format dintr-un tub U în care avem un lichid, un furtun și o capsulă manometrică prevăzută cu o membrană elastică. Când asupra membranei elastice, observați, nu avem nicio apăsare, deci nicio presiune, lichidul în tubul U este la același nivel. Spunem în acest caz că denivelarea lichidului din tubul U este 0 și atunci și presiunea este 0. Apoi, tăiați dintr-o sticlă mai mare, de 1,5 litri, respectiv 2 litri să fie mai mare și puneți apă. Și începem și introducem capsula manometrică în interiorul vasului cu apă. Mai puțin. La diferite adâncimi. Observăm că deja la o adâncime destul de mică, lichidul s-a denivelat, adică a urcat în partea liberă. Dacă la același nivel răsucim pe diferite părți membrana elastică a capsulei, observăm că la același nivel denivelarea este aceeași, adică presiunea hidrostatică la același nivel este egală.
Ducem acum capsula și mai spre interiorul. Și observăm că denivelarea crește cu cât ne ducem mai spre fundul apei. Priviți cât a crescut. Deci urcă în partea liberă și coboară în partea unde avem atașat furtunul. Deci presiunea hidrostatică crește odată cu denivelarea lichidului din tubul U a manometrului.